Salutare! Astăzi o să vă prezint o mașină spectaculoasă, controversată, urâtă, frumoasă și puteți voi continua cum doriți pentru că aveți dreptate cu siguranță. Este o mașină care, atunci când a apărut prima dată, părea un concept, dar uite că o vedem în realitate. Este vorba despre Tesla Cybertruck, o mașină absurdă făcută din oțel, din panouri din oțel, ce frige, cu sticlă antiglonț, rezistă la calibru 9 mm. Știm ce își dorește practic fiecare român de la o mașină. E ceva normal. Are niște tehnologii spectaculoase. Are steer-by-wire, adică nu există o legătură între volan și roți. Nu o să putem testa lucrul ăsta pentru că doar e o prezentare statică câteva minute. Va fi un video foarte scurt. Deci, are steer-by-wire, adică nu există o legătură între volan și roțile mașinii. Totul se întâmplă digital. Când ești pe loc și virezi puțin, roțile virează mult ca să te poți întoarce foarte repede în parcare. Când ești la viteză mai mare, dacă virezi puțin, mașina se mișcă puțin. Deci o inovație tehnologică pe care o să o vedem și pe alte mașini. Are o arhitectură de 48V în loc de cea de 12V, adică înseamnă fire mai subțiri, greutate mai mică, eficiență mai mare. Vedeți, toate inovațiile astea se duc în zona de eficiență, să fie o mașină cât mai eficientă, cu toate că mașina asta nu arată deloc eficient. Deci este o combinație de inovații cu un design absurd. Bineînțeles că suspensia se reglează, noi ni s-a spus că trebuie să o lăsăm în poziția asta, dar se ridică și mai mult de atât. Nu este maximul ce vedeți în momentul de față. Și haideți să aruncăm repede o privire să vedem mai multe despre mașina asta la exterior și la interior. Designul exterior este spectaculos, am văzut foarte multe fotografii și filmulețe pe YouTube. În schimb, în realitate, lucrurile arată cu totul altfel. Pare ca o navă spațială care a aterizat pe pământ. Este o apariție spectaculoasă, nu ai cum să ratezi așa ceva. Chiar mă gândeam, dacă aș merge pe stradă cu un monopost de Formula 1 sau cu un Cybertruck, la cine s-ar uita lumea? Eu cred sincer că s-ar uita mai multă lume la acest Cybertruck, pentru că este ceva atât de diferit încât nu poate să nu-ți atragă atenția. Haideți să o luăm din față. În față avem o bandă cu LED care merge dintr-o parte până în cealaltă acolo. Iar farurile sunt în partea de jos, sunt foarte înguste. Faruri Matrix LED aici. Acestea sunt foarte subțiri și foarte scurte. Dacă privim de aici, nici măcar nu vedem farurile. Avem un parbriz uriaș. Cel mai mare parbriz pus vreodată pe vreo mașină. Și bineînțeles, pentru că e cel mai mare parbriz, avem și cel mai mare ștergător pus vreodată pe vreo mașină. Este foarte mare. Am văzut un video. Ștergătorul vine așa și dacă pui apă pe el, când vine în poziția de închis, să-i spunem, aruncă toată apa spre cine este în partea stângă a mașinii, în partea șoferului. Da? Deci poți să-i stropești ușor pe ceilalți participați la trafic, hai să spunem așa. În fața aici avem un franc, o să-l deschidem imediat și se vede într-adevăr, nu știu dacă vă dați seama, dar sunt într-adevăr niște urme pentru că este un oțel. Este, mașina asta este făcută din oțel. Ăsta este și motivul pentru care nu avem forme rotunjite. Totul este drept, este tăiat. Și într-adevăr, dacă vă uitați aici la marginea asta, este foarte tăioasă. E adevărat, nu te tai dacă dai cu degetul așa, dar într-adevăr este foarte tăioasă. Haideți să mergem mai în spate. Ușile se deschid de aici. Deci apăsăm pe buton și se deschide ușa. Cam așa arată, spectaculos. Iar în spate, la fel, avem un buton și se deschide ușa din spate. Aici scaunele sunt ridicate. O să trecem imediat și în spate. Vezi că eu am uitat să testez mașina cu Nelu Ciocănelul, dar ți-l dau ție. Deci, Luci Pop a venit cu acest ciocan pentru că în toate videourile domnul Musk a testat să vadă dacă rezistă, da? Și testăm și noi cu ciocănelul domnului Luci. Ia să vedem. Rezistă, rezistă Luci. Mulțumesc, pa! Ciao. Portul de încărcare se află aici și nu știu dacă se poate deschide, ba da, se deschide. Acesta este portul North America Charging System. A devenit un standard acum, standardul Tesla. Partea interesantă nu este încărcarea, 250 de kW, am mai văzut lucrul ăsta. Partea interesantă este că mașina asta vine cu vehicle to grid. Adică dacă ai acasă Powerwall, stație Tesla și Cybertruck, poți să tragi energie din baterie și să injectezi în rețea. Deci tot ecosistemul acesta vehicle to grid este la Tesla, nu poți să-l folosești cu alte stații. Deci, dacă ai o instalație trifazată, ar trebui să pui 3 Powerwall-uri. E ceva mai complicat, dar important este că vedem pentru prima dată pe o mașină vehicle to grid funcțional, e adevărat, în ecosistemul Tesla. Mergem la această minunată benă, uriașă, un spațiu foarte mare. Aici avem niște butoane cu care o să deschidem imediat. Mașina asta poate tracta în jur de 5 tone, dacă nu mă înșel, iar aici se pot pune în jur de 1 tonă și 100 de kilograme, cam așa, 1,1 tone. Haideți să deschidem partea din spate și coboară așa.
Asta este un release, pentru că dacă vrei să o închizi, nu merge din buton, trebuie să ridici. Apuci de aici și împingi puțin. Este destul de grea, dar se închide ușor. Da. Foarte frumos. Haideți să deschidem și o să ne jucăm imediat și cu acest rulou. Aici, ia, haideți să închidem rulou-ul. Mie îmi plac rulourile, mi-am pus și acasă și le folosesc foarte mult. Și, da, deci poți să oprești rulou în orice poziție și gata. Da, acum e întuneric. Haideți să-l deschidem, ia să vedem, cam până pe la jumătate. Da, perfect. Să mergem în spate și apoi trecem în față, apăsăm butonul, deschidem ușa și aici vedeți că bancheta din spate este ridicată în poziția asta, destul de ciudată. O să deschid ușa foarte mult, vedeți, se deschide la 90 de grade, deci poți să intri foarte ușor în mașină. Dacă trageți de partea asta de aici, coboară, da? Și putem să o ridicăm așa, foarte frumos, foarte repede. Aici avem un display de unde poate fi controlată climatizarea, putem regla scaunul din față. Ia să mă urc aici pe scaunel. Da, foarte mult spațiu și pot să înting picioarele foarte mult. În schimb, bancheta rămâne în poziția asta, nu pot să o las mai pe spate. Deci la drum lung va trebui să ai o poziție destul de dreaptă. Pe aici vedeți, așa se reglează fluxurile de aer. Avem nevoie de aer condiționat pe căldura asta. Trecem în față, închidem minunata ușă și urcăm și în față unde se întâmplă toată magia. Cam așa arată. Este o mașină într-adevăr spectaculoasă, vizibilitate foarte bună. În partea de sus avem un parasolar similar cu ce găsim pe Tesla Model X. O lumină din asta de plafonieră care arată tot așa foarte cyber. Totul la interior este în stilul Tesla. Minimalist, dar cu finisaje de bună calitate, de foarte bună calitate. E o distanță foarte mare până la parbriz acolo, sincer nici nu știu cum poți să cureți acolo. Trebuie să faci un efort deosebit ca să ajungi să cureți parbrizul în partea aia din față. Avem un display care funcționează incredibil de bine, spectaculos, ia uitați cum merge. Și meniul cunoașteți, eu sunt familiarizat cu meniul ăsta de la Tesla Model 3. Deci este oarecum similar cu taburi aici în partea asta și diverse opțiuni. Deci nu o să trecem prin toate pentru că nu avem timp. Toate lucrurile care sunt electrice pot fi acționate din interior. Haideți să deschidem și francul și apoi o să mergem în față ca să-l vedem. Perfect, îl lăsăm deschis. Aici avem încărcătoare wireless, suport pentru pahare care arată la fel tot cu designul ăsta cyber. Ia să vedem și spațiul de aici din cutieră. Este uriaș, imens. Avem și un sertăraș pe care îl puteți arunca dacă vreți să obțineți un spațiu mai mare. Scaunele sunt bine profilate, dar nu au un suport lateral extraordinar, nici nu cred că este nevoie, sincer să fiu, este o mașină utilitară până la urmă. Volanul ăsta, cu forma asta ciudată, nu știu ce să spun, este interesant, seamănă cu yoke-ul, dar nu este un yoke, este o combinație între yoke și un volan normal, arată foarte bine, semnalizările sunt în continuare pe volan, evident că au dispărut manetuțele din spate, ca la toate modelele Tesla. Pe ușa aici avem materiale de bună calitate, sunt moi peste tot și evident designul minimalist, în afară de comenzile pentru geamuri și deschis ușa, nu avem mare lucru. Și un spațiu uriaș, totul este uriaș la mașina asta, fiecare spațiu este imens. Am vrut să deschid torpedoul, dar are pin pe el, așa că nu putem. Haideți să ne uităm la franc înainte de a face și ultimul test. Da, este un franc nu foarte util pentru că aici nu se închide, nu ai o margine și atunci dacă pui ceva aici poate să cadă. Bun. Aici este butonul, se închide și facem ultimul test. Să ne urcăm și în benă, să facem și încheierea. Deci, acesta este Cybertruck, să știți că acest rulou de aici, pe care îl putem închide și deschide, poți să te așezi chiar pe el, dar nu o să fac lucrul ăsta acum. O să las pentru data viitoare când o să avem ocazia să ne plimbăm cu această mașină, să facem un test drive. Da, cam asta este povestea Cybertruck în România și dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, evident, lăsați-le în comentarii și o să discutăm mai multe acolo. Și până data viitoare vă spun numai bine!